sau trebuie first player, ne jucăm Genshin Impact, pentru că jocul ăsta chiar îmi place. Și ne bate cu niște creaturi aici cam dubioase. Dăm cu paloșul gros în ele. Ce e diferit la episoadele astea de Genshin Impact față de seria pe care o făcusem la un moment dat? Păi, jucăm pe PS4. Și mă jucasem pe mobil înainte. Așa că o să pierdem puțin la frame rate, dar câștigăm la lejeritate, că na, una e controller și una e touchscreen. Am adunat niște ore și trebuie să mă duc să-l duc cuiva. Cred că aveam și niște fast travel, dar mai bine mai călătorim să mai facem niște grind una alta. Ia uite și pe ăștia cum așteaptă. Cred că trebuie să schimb personajul. Să zicem niște Amber. Auci. Ce urât. Ia să vedem cu fata asta ce facem. Mamă, ce mițicotonogește. E mai pe atac fizic. Uite cum i-a dărâmat. Wow, deci staff-ul ăla al ei e bestial. Foarte important pentru mine ar fi să găsesc fierarul ăla, să-i dau acel iron ore, să-l prelucreze. Am mai luat și niște cărțulii pe aici. Un lucru care nu mi-e clar nici acum și nu mi-a fost clar nici când am jucat prima oară jocul ăsta e cât pot să car ca obiecte, că tot am luat copane de pui, fructe, legume, nebunii. Și totuși nu simt să fie atins vreo limită a cât pot să car. Auci. Hai să luăm și niște fructele astea. Mamă, dar ce sumare îmbrăcată fata asta. Foarte zen jocul ăsta, nu știu, nu mă stresez așa mult. Immortals, care și el, exact asta e o clonă de Zelda, era un pic mai stresant. Mereu riscai să pățești ceva în Immortals, să aveai niște bătălii foarte grele, când ți-era lumea mai dragă, cu tot felul de creaturi nebune. În special Minotaurul ăla mă seca. Asta pot să mă plimb, să explorez, să stau. Ok. Trebuie de viața la maxim ăstora. Și mai putea să mai fac ceva parcă aici. Ok, hai să mă duc la templu ăla. Da, eu totuși sunt convins că am fast travel, cumva. Ia să vedem ce avem aici. Oh, avem și shop. Ce nebunie. Deci, map. Apropo, jocul a primit un update undeva pe la mijlocul lunii martie. Mi-a făcut un update de 7 giga și am înțeles că a primit și o nouă hartă. Asta este obiectivul meu. Ar fi drăguț să ajung și în Mondstadt, în oraș. E cici. Eu aș vrea să găsesc un punct în care să mă pot teleporta. If possible. Uite și fierarul nostru. Teleport waypoint. Aia, tata. Aia. Deci da, avem și de-astea. Ce
ce repede a mers. Pe mobil s-a fi mișcat un pic mai greu. Și partea bună e că sunt foarte aproape și de următoarea mea misiune. Dar mă duc întâi în oraș să văd ce vrea fierarul. Adică știu ce vrea minereul de la mine. Povestea principală a jocului nu m-a dat pe spate nici în cele 5 episoade pe care le-am făcut anterior. Principiul e o fată sau un băiat, în funcție cu cine ai jucat, care și-a pierdut fratele, care a fost luat pe sus de o creatură și m-am trezit în alt univers. Și m-am împrietenit cu niște cavaleri, cărora le-a fost afectat, lovit orașul ăsta, cetatea, de un dragon misterios cu care m-am bătut. Și suntem o gașcă de creaturi pe elementale. Fiecare dintre noi are o putere elementală. Asta e cetatea Mondstadt, deci fac vea cu cavalerii. Eu trebuie să caut fierarul. A, uite-l. Hard work is all there is to the crime. What do you want? Oh, yes. These are okay, I guess. Ce că these are okay, I guess. Ce le-ai simțit? Enhancement ore. Huh. Mamă. Ce săbiuță șmechere. Dar îmi trebuie mult mai mult minereu. Asta poți să-l facă? Nu, nu poate. Și gata. In the future, you can always come and, ideally when I'm not busy. A blacksmith's work and the craft is there's no. Bă, dar ce, chiar că bad mood mereu. De, acum mergem la templul ăla. Oricum, în mare, cam știu ce am de făcut o bună perioadă a acțiunii ce urmează, pentru că am făcut deja pe mobil. Sunt 4 temple, câte unul pentru fiecare element, cred. Și trebuie să învingem toți moștii de acolo și cred că după aia o să apară dragonul să ne batem din nou cu el. Toate astea pentru a-i atrage pe cavalerii ăștia să mi se alăture în căutarea fratelui pierdut. Dacă o vine să credeți. Hai să vedem ce mai e pe aici. Lista de friends, achievement, sigur o să-mi dea una alta. Oho, mai avem multe de luat. Notices mailed. No, nu vreau site. Versiunea 1.4, aoleu, mentenanță, nu? E un event? Să mă duc la event, oare? Ia mă, să vrem care e treaba cu evenimentul. Între 16.30 și 20 s-a dus. E să vedem ce se întâmplă dacă apăs. S-a terminat deja. N-aș pa integrarea asta unui browser în joc. E o tâmpenie, mi se pare mie, dar... Na. Hai să dau claim all. Și încă n-am ajuns la partea cu online-ul. Care să interacționez cu alți gameri. Să ne facem un squad. Acolo să vezi distracție. Uite, veverită. Dacă nu se lasă cu serial, să nu spuneți voi mie pe nume. Am mai luat niște fier. Uite, acum am găsit minereu, evident. Când am avut nevoie data trecută, nimic. Meseria rusta a fost asta. Ah, fier ar să fie. Jocul ăsta poți să-l iei și pe PlayStation 5 și ar trebui să arate destul de mișto, deși cred că de fapt o să joci un joc, să zic așa, înflorit pentru PS5.
De fapt, ele de PS4, n-au scos unul special de PS5, încă. Cum Dumnezeu trec eu de munți ăștia? Au? Ăștia să mă cațăr că nu e așa de sus. Nu mă ține stamina. Vedeți, avem chestia asta cu bara de stamina, exact ca la Immortal, al lui Ubisoft. Și se pare că am reușit. Dar stai că mai sunt stânci. Ar fi fost drăguț să mă pot folosi cumva de aripile alea pe care le am, dar le pot folosi doar dacă e un curent de aer. Personajul Tristan, ăla principal, are aripi și poate controla puterea vântului. Ei, uite, ăștia sunt level 7, o să fie o bătălie un pic mai grea. Ia să le dau eu cu puterea specială. Hai că a mers ok lupta asta. Ce fraier sunt. Ăla explozibil trebuia să-l detonez eu, la momentul oportun. Uite, minoricitul ăla dă cu bile de foc. Fai, ce mi-am furat-o la cel mai grav mod. Măcar am mai luat niște itemuri. Trebuie să pot să mănânc niște chestii, să mă vindec, dar altă dată. Templul ăla pare foarte aproape așa dacă îl vezi pe pointer, dar de fapt e super departe. Ia să-mi schimbă personajul, m-am plictisit de asta. LOL, am transformat veverița într-o bucată de carne. Săraca. Bă, deci nu știam că pot să omor veverița. Acum mă simt și vinovat. Ce avem noi aici? O creatură care a fugit imediat. Aoleu, cred că știu pe ăștia. Mai bine evităm. Nu s-o să mă bat cu chestii de level 10 încă. E, uite, cred că de aici încolo pot să zbor. Ia uite ce frumos am zburat. Așa să mă bat cu ăștia. Cred că mai bine o aleg pe fata aia și trag cu arcul ei de sus. Ce poate să-mi facă? Eventual, dacă e și un butoi, atât mai bine. Fii atent că m-au văzut. Ce pot să-mi facă Iisus? Mamă, cât damage a dat. Hai că e și bine faza asta. Ia să-i dăm și lui ăla. Oh, level 9. Bă, dar numai pe lângă am dat. Bă, cred că poți să dau cursulețul. Schimbăm omulețul. Bă, dar fata asta nu prea dă damage de data asta. De obicei dădea mult damage. Opa. Dar are scut nemernicul. Fier ar să fie. Lupta o să fie grea. Oh, greu fără scut. Ah, am ratat lovitura mea șmecheră.
Începe să-mi placă personajul ăsta. Ce sabie șmecheră, wow! Wow, wow, wow! Ai, ai, ai! E, uite, pe aia trebuie să-l nimeresc eu, butoiul ăla trebuie să-l nimeresc eu cumva, de la distanță. Ca să nu mă complic aiurea. Ce naiba e aici? Mătură ce asta? Ah, grâu sau? Fii pe pic aici? Dar nu stăm să gătim, că e complicat. N-a murit, mă? Incredibil. Cred că ar fi cazul să facem niște upgrade-uri și cu siguranță o să o păstrez pe aia în board, că e foarte mișto. Și nu-mi spune că trebuie să ajung sus. Asta nu e Amber, asta e Noel, pardon. Hai să mai deblocăm personaje sau să le upgradăm. Uite că nici măcar ne-am asociat artefactele. Mi-a pus un pocal. Frumos. Dar mai sunt și alte personaje. Ca hai să-i facem un upgrade, că avem 69.000 de bănuți și costă doar 4.000. Level 12. Decent. Așa. Asta e personajul principal. Trebuie să-i punem și artefacte. Problema e că nu mai am foarte multe. Ah, chiar am apăsat aiurea. Trebuie să facem și un upgrade. Level up. Level 15, wow. Așa, am rezolvat-o pe asta. Sau... Nu. Ia să vedem cum stă cu artefactele. Are... Bă, deci mă obsedează apăsat-o la pe buton aiurea. Și domnișoara Pyro. Amber. Mamă, ce puțină viață are asta, wow. Și față de restul care au 3000 și ceva. Pot să aleg între mai multe arcuri? Sau nu mă lasă? E, uite, la asta chiar nu pot să-i pun, că sunt ocupate deja. Doar asta pot să-i pun. Dar stai, care deja pus. Sau nu? Băi, ce nebunie e totală. Făcut, făcut. Dă-mi și la asta ceva. Deci asta e slabă la atac. Deci personajele Pyro sunt slabe pe viață, de fapt. Pe health. Hai că am consumat cam mult bonus pe tantiei. Animațiile ei și la arme o are pe asta care e șmecherie maximă.
38 attack față de 23. Asta e baza. Plus 2 enhance. Nu știu dacă am mai făcut enhance până acum la cineva. A, îți trebuie materiale. A, folosește alte chestii pe care le am. Da, nu e ok. Hai că s-a făcut și zi între timp. Mamă, ăștia sunt level 9. Ne băgăm într-o zonă mai dubioasă, dar fata noastră se descurcă. Matsukate. Ce-o fie aia? Pare tot o ciupercă. Hai, mă. Vai, cum a zburat ăla. Culmea că explorarea open world și universul și toate astea sunt mișto, dar când vine vorba de dungeon-uri, jocul e... Mai modest așa un pic. Templul celor 1000 de vânturi. Și cred că e o bătălie acolo șmecheră, că văd un cufăr. Aici o să iasă urât. Adică cred că o să iasă urât. E cufărul ăsta așa nepăzit? Cred că trebuie să dau foc la aia. Cu al de amber. Aia e. Și... A trebuit să mai fie una, da, uite acolo. Până acum azi două. Parcă mai văd una acolo. Trei. Și mai trebuie să mai fie o lampă de-asta. De aprins. Ar fi mișto să-mi dea cufărul fără bătaie. Doar din chestia asta. Ce ești tu, creatură? Bă, dar voi vedeți lampa aia? Că eu nu o văd. Ar trebui să fie undeva pe aici. A, uite-o sus, bă, cum s-o pui mă acolo? Aia. Mamă, iată o săbioaia aia de aia babană. Ce frumos. Ar trebui să mă rase să marchez cumva punctul ăsta. Acolo sus cred că e ceva. Mi-ar plăcea să fiu undeva la teleportare, dar știți, wishful thinking. Se duce stamina. Ia uite. Cărniță crudă. Și avem un punct de teleportare. Mă rog, nu-i foarte inspirat dacă mă întrebați pe mine, că risc să cad aici, dar măcar l-am activat. Ia să trec eu pe omul cu aripi. Fata cu aripi. Și să zburăm frumos de aici încolo. Ia uite templul, și văd. A jucat cineva jocul ăsta până la capăt? Există un capăt? Chestia online o să se transforme într-un MMO la un moment dat? Sau pur și simplu poți să iei prieten cu tine în aventură și cam asta e latura online? Cum ajung la harta nouă? Sunt multe ecuații. Ca ea, asta este un fel de soldat general, whatever.
șef pe cavalerii din orașul Mondstadt și mă ajută să-mi caut fratele și eu îi ajut pe ei să elimine dragonul. Can you smell that? Something must have happened. I imagine there will be slimes, hilly tr- Oh yes. It is going to be lively. As bustling as it may be, it's a pity that the Temple of the Wolf. Let's head in. No one makes offering. We need to clear out the temples. Da, mai intrăm în templu. Și Caen ni se va alătura la un moment dat. Ca personaj jucabil. Pa, ce lejer. E de level 5 treaba asta. Foarte important la temple este elementalul. Dacă știi că intri într-un templu cu vânt, bine să ai, nu știu, pământ, foc, orice. Dacă intri de la cu foc, evident o să dai cu foc în foc. Și la final se lasă cu boss battle. Uneori, unul chiar greu. Ia să vedem aici. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversary. Ce nasole că... Opa, mă las să mă joc ăsta. Ce nasole că uneori e nevoie de multă vorbărie când trebuie să mă întorc în oraș. Un personaj de gheață. Deci poți să-i îngheț pe ăștia. Poți să-i chem în apă și să-i îngheț. Ce caterincă! Uite cum au rămas înghețați. Ce mișto! Și zic asta deși am jucat jocul câteva luni. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Opa, foc. Cum oprim noi asta? Ai, dăm cu... Oh, ce prost sunt. Aoleu, de asta aveam nevoie. E uite, acum o să am nevoie de un personaj cu foc. Că ăștia îți dă apă sau gheață sau... Rupe-i, tată! Uite, vezi ăștia fiind din apă, o fură de la asta cu foc. La fel, dacă erau de gheață, era mai rău pentru ei. Și așa, acum din nou pomul cu gheață. Domnul Caea. Cum îl activez, tata? Cu combo special. Oricum se va alătura party-ului, adică dacă vi s-a făcut poftă. E, acum trebuie să folosim pe Tristan, care are puterea vântului, să urce aripile alea sus. Ok, here goes nothing. Bunut, bunut, bunut. Asta e templul de resurrecție, o poartă de resurrecție, adică dacă mori, te ia de aici. Asta e un dungeon mai ușor, așa. Mă rog, mai ales când e level 5 și tu ești level 15. Uite un blob de foc. Foarte tare asta. Dacă spar piatra, trebuie să fac să plouă. Și cred că o să fac asta cu Amber. Nu, am zis Amber. Așa, acum începe să plouă și mă duc repede pe ăsta și fac să înghețe tot. Ah, trebuie să mi se încarce atacul. Mamă, vezi ce le dau ăstora acum. Nu le prește deloc apa, ei fiind pe bază de foc. Lasă-mă.
ce mi-a dat-o. Am înghițat doar aia mici, la mare. Doar acum am elementalul pus pe sabie, cred, deci... Ce jegos a ținut, neapărat să-mi dea o chestie la final, așa, o răzbunare, o... Să nu mă uiți. Bă, de mi-a luat cu forus fericit. Dar cred că totuși ăsta nu-i boss-ul, că a fost prea ușor. Cred că altul este boss-ul. Ei, ei, ei. Cum trecem de chestiile astea? Mișto. Păi fără băiatul nostru nu se putea face nimic nivelul ăsta. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Și uite o bătălie în care cred că inamicul este din... Nu știu. Sau nu e inamic. Let's deal with it. Bravo! What a performance. E o piatră. Credeam că este eu din nou de-aia de chemat ploaia și va trebui să mă bat cu altcineva. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction. Please do visit me at our... I also know a lovely tavern. Opa, vreau să mă scoată la un mied. We've seized another temple from Stormtear's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. Aș vrea să aflu povestea cum și-a pierdut băiatul ăsta ochiul. There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves, not with their limited mental capacity. Thus you are behind this. Problema e al jocului ăsta că avem prea multe personaje pozitive, puternice, cu care să jucăm și face pe aia să pară niște ageami. Adică, vai mama lor. Încep să ții cu aia răi aproape. Și mi l-a dat pe caie aia, sau cheia, sau cum vreți să-i spuneți. Ia să apăsăm pe options, party setup, dar va trebui să sacrific pe cineva. 26 de ron, vrei bani de la mine? Nu! Party setup. Păi, de ce mă bag în shop? A. Lol, n-a păsat să-mi iau bine. E, acu-i acu. Trebuie sacrificat cineva. 13, 17, 16, mi-mi plac toți. Poate aia... Level 15, poate pe aia s-o sacrific. Uite elementele. Pyro, Hydro, Dendro, Electro, Anemo, Cryo, Geo. Prea numai echipă de fete, să băgăm și un băiat. Remove. Add. Aie. Dar trebuie să-l upgradez pe ăsta, că săracu e level 1. E
îi dăm ca lumea. Ia de aici, tata. Și zim că e o armă ca lumea. În paloș. Deci, atacul armei astea e 23. 33? 39? 40? 38? 39? Dar asta e blocată că e echipată de alt personaj. Asta arată destul de bestial. Artefacte. Pot să-i pun două cică. 1. 2. Ar trebui să mă și uit ce efect are fiecare. Pot să aflu povestea lui ăsta. Este fiul adoptiv al familiei Ragnvinder. La la la, este capitan de cavalerie. De cred că o să-mi zică la un moment dat după ce deblochez mai multe stagii. Care e faza cu el? Ce s-a întâmplat de... Night of Favor. I didn't know you were... De ce pierdut ochi? Come on, cry. Help. What a... Stay. You look as if deep. Have you... I can't believe... Foarte frumii. Foarte, foarte frumii. Ia să vedem ce mă anunță producătorul jocului. Version 1.4 update. Știu, s-a întâmplat recent. Windbloom. Hai să lăsăm gargara și trebuie să mă întâlnesc cu Lisa la templu, la 534 de metri distanță. Știți ce înseamnă asta? Ne teleportăm. Mam, templul ăsta e la mama naibii. Și... Este, mă. Cu puțin noroc, în episodul ăsta vom termina toate templele. Și poate reușim să chemăm din nou dragonul albastru. Povestea e cam simpluță, adică nu are ramificații, nu e nimic diabolic cu adevărat. Să zici, Dumnezeule, ce diabolic a devenit. Un pic stupid așa. Da, a dispărut fratii meu. Da, sunt într-o lume străină. Da, îi ajut necondiționat. Sau mă rog, mi-a promis și eu una alta. În fine. Uite, cred că în față e un cufăr. De fapt nu cred, știu. Și de ce nu este în partiul meu ca ea, că doar l-am băgat. Este de dovedim niște cârnați de ăștia albaștri. Ia de aici, ești ursulețul. Uite, l-a dat cu gheață. Mamă, ce i-a dat ursulețul meu. Hei, mi-a dat cu bula. M-a înghețat. Nu pot să fac nimic. A, piticania s-ar trebui să moară rapid. Iar m-a înghețat. Păi, ești nebun. Budincuțele astea înghețate sunt luate din Final Fantasy. Acolo avem dăștea cu elementale puternice. Ești cu cufărul ăsta. Evident că templul e undeva sus. Și evident că e niște minereu bun aici. Și din nou evident că sunt niște monștri care mă așteaptă la cotitură. Ce-mi place că minereu are viață. Adică, pă bune, trebuia să poți dau 3 lovituri și aia era. Ce ignește fata asta? Uite aici sus e un monstru. Sper să nu mă lovească când urc. Bă, baba, bineînțeles. Uite-l cum face, frate, turbat. Take a chill pill, bro. Bă, nu pot să cred. Lasă-mă să urc măcar. La naiba. Ia de aici. Uite ce i-a dat ursulețul. Mamă, dar mega incendiu am făcut eu pe aici. Mă simt și prost. Și un Pokémon de la mai gras.
Luați-o pe asta. Îmi place că am și inamic de foc, dar și de gheață. Sau apă. Ce vrea să fie asta. Uite, și făcuseră tabăra aici, ce frumos. A început să plouă și aș putea să dau cu niște gheață acum, dar nu mă ajută, că ăștia-s de... Asta apă, respectiv... gheață. Mai e porcușorul la mic acolo. Sau... Ah, cufărul e disponibil. Oh, ce e aici? Am crezut că o să cad într-o groapă pentru o secundă. Templul e undeva acolo sus. O iau pe ocolite, că... Nu știu, cățăratul... Opa! A venit o umbră peste mine. Să fie dragonul? La fiecare templu e un alt cavaler din Favonius. Și nu m-ar mira să mi se alăture și ea partiului Lisa. Ia uite, misterețul. Acum fugi, mai devreme că m-ai caftit, nu mai fugi. Porcule. Asta e aia, bibliotecara perversă, așa zic eu. Hey cutie, you're going to help me. Don't hesitate to come to me if you need. Chiar e bibliotecara lor, am zis la mișto. Basically, so. Am deblocat și un nou punct de teleportare. Și uite aici câte trial-uri am. Aici pot să mă întorc oricând ca să fac trial-uri. Ok. L-aș lua și pe caia cu mine. Dar de ce nu mi-l arată? Păi da, îl avem și pe omulețul nostru. Am două de foc. A schimba-o pe Amber, deși arcul cu săgeți poate fi util. Altă viață. Ready when you are. Dar Noel nu era aia cu sabia mare? Oh my god, ce-am făcut? Să sperăm că nu va fi nevoie de ea. Știu că într-unul din templele astea am murit eu foarte rău. Mi-am consumat, cred că, toate itemurile să mă vindec. Dar acum asta upgrade-a, dar serios. Sau... ceva de gen. Ia zi, Lisa. Care-i șpirul? I guess I could give this a go. I knew it. There was a strong elemental energy coming from deep within. Trebuie să o apogolite, evident. Care o fi elementalul ei? Are you able to float across? Can't do much even if she does. Ia să vedem. Da, e doar cu magia. E curent electric, e cu electro. Ia uite cufărul. Ei, aici avem nevoie de Tristan, ca să zboare. Nu înainte de a lovi niște cutii.
Jocul ăsta este extrem de generos cu resursele. Nu o să vă lipsesc niciodată obiecte prea multe. Ce-o fi cu chestiile alea de sus? Care arată ca niște luminițe. Leave it to me. Ce-a bubuit, nemernicu. Oare pot să intru pe aici cumva? It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it. With a bit of electro power. Oh, Lou. Stand back, sweeties. Mamă, ce ne-am făcut. Jesus. A, deci asta, încă suntem la tutorial, într-un fel. Templele astea sunt tutorial, deci vă dați seama, e joc de la uriaș. Dar mie mi-a rămas gândul la cufărul ăla. Ce să vezi, poți să iau pe aici. Avea carne și un manual, serios. Uite ce e aici. Poți să-i curentez pe ăștia maxim. Aș fi crezut că apa aia o să-i facă să... Sau poate trebuie să-i îngheț? Uite, asta nu prea are multă viață, are chiar foarte puțină viață. Eu cred că o să încerc totuși să-i curentez. Da, uite, i-a curentat. Uite, și continuă să-i curenteze, că se află în apă. Aia. Ar fi drăguț să o vindecăm cumva. Hei, ăla e butoi explozibil. Să avem grijă. Nu pot să cred că am cooldown la schimbarea de personaje. Potato, potato. E, acu, e acu. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Cred că mai batem un boss și gata episodul ăsta, că l-am făcut deja destul de lung. Lung, adică. Eu, din câte știu, trebuie să fie 4 temple. Asta fiind al treilea, trebuie să mai avem unul și gata. Și cred că nu aici e lupta aia cea mare. Au. Nemernici. Păi asta în apă. A, păi să vezi ce le dau cu tanti Elisa. Uite, și are aripi. Mamă, ce le-am dat-o? Fii atent că au rămas curentat băieții. Mamă, ce perioadă lungă de cooldown are. Încă 5 secunde, încă 4. Încă 2. Și... N-a murit, mă? Incredibil. Începe să-mi placă asta cu curentul electric. Deja dacă o ars pe apă, ești mai vulnerabil la gheață și curent. Și gata. Ce i-am prăjit pe fraieri? Dar m-a lăsat pe mine puțin curent. Și o să mi se alăture și Lisa partiului. Și... Era să zic că e gata nivelul, da mai e. You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod.
Ma'am. Urăsc platformele astea. Dar dacă se aliniază frumos în fața mea, nu zic nu. Ah, nu. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. E, aici ar trebui să fiu un boss battle, dar în același timp aș putea doar să pocnesc asta. Break it and we can head home and relax. Aia e. Oh, it's one of those consolidated wind things. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired. Let's head back to the Statue of the East. Ce vorbesc ca să una peste alta, nu înțeleg nimic. Babilonie. Falcon of the West. They are the four... The Dragon of the East. Storm Terror. Its real name? Though most in Mondstadt seem to have forgotten that, so now you know why D'Valon is only able to channel three of the four winds, because it has been consuming itself from the beginning, because of hatred. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become so... But why would D'Valon hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, here... Deci dragonul era un protector al orașului și a luat o razna și urăște orașul, asta am înțeles eu. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest interesant. Later. Deci cred că mai e un templu, pentru că țin minte că m-am chinuit foarte mult în ăla, deci... na. Ce chestie cu dragonul ăsta? Și ne-am întors în oraș și s-a făcut senin pentru că am distrus templele alea dubioase. Și avem și pe Lisa, deja 6 personaje deblocate. Anemoculusul pe care îl ofer statuilor, cred că îmi dădea personaje noi. Da, mă, da, am înțeles. Am deblocat o nouă zonă. Meniul de quest-uri. Ia, ce e aici? Nu, nu acolo vreau să merg. Trebuie să am nivelul 10 la rank pentru asta, ceea ce n-am încă. Pirate Treasure, Kaya's Troubles. N-am așa multe, dar sunt astea aici, secundare. Welcome to the Adventurer's Guild. Și după aia mai The Blessings of the Seven. Aș merge să fac asta, că e mai aproape. Ei, pot să și zbor cu ocazia asta. Ho, ho, ho. Mamă. Cred că puteam să zbor și cu Lisa dacă puteam să o folosesc, dacă o băgam în party. Uite cum stă. Monstrul acolo sus și așteaptă cafteala. Văd și niște butoaie explozive, are și mișto cafteala pe acolo, dar deocamdată nu ne mai caftim, suntem pacifiști, oferim un anemoculus. Ala ce Dumnezeu e? E o creatură? Chestia e acolo. Binocul ar fi bun în jocul ăsta. Nu înțeleg ce e creatura asta care apare uneori, pasărea asta. Care-i treaba cu ea? Uite cum se duce și se duce.
Ce vrea să-mi arate? Mai era una și mai devreme, dar n-am urmărit-o. Uite, a fugit. Ia uite, mă! M-a ghidat spre un item. Ce drăguț din partea ei. Dar făclia asta, oare... Pot să-i dau cu ceva, cu gheață? Sau cu... Cu foc, am încercat, dar n-a mers. Da, nu merge. Hai înapoi la... Templu sau nu, nu aici. Ce aud e băiatul nostru? Chiar sunt curios ce se întâmplă dacă fac o frandă la statuia asta. Eu știu când era un personaj nou, ceea ce nu prea aduc lipsa, dar pana mea. Ok. Asta e tot ce-mi dă? Am un singur anemoculus. Cred că pot să mă și vindec pe aici. Ah, se vindecați ăștia. In Mondstadt, people call them animaculi. Acum sunt Adventure Rank 7 și trebuie să ajung la 10. Cine ești, Dr. Edith? Asta nu mai are voiceover, nu au avut bani. Un fel de Valhalla, Celestia, sau câmpiile Elisee pentru greci. Bun, și n-ai niciun task pentru mine? Asta e cam sectant așa din cât o văd eu. Snapdragon, care e o plantă și un procesor de telefoane. Ia uite. E ocazie bună să-mi exersez nou palo și cerul roșu. La când noroc am eu, fraierul o să coboare și o să-mi dea o bucată. Bun, s-a dus, învârtindu-se. Aoleu, deci să nu lovesc calea, asta ar fi cheia. Le dau cu aia în băr și bubui pe fraieri. Ia, veniți. Mamă! Vin la animăluțul meu. Hai mă, animăluțule. Ce a dat animăluțul? Uite cum dansează de foc. Să stingă focul porcul. A, mai unul. Hai mă. Ce nemernic, eu vreau să dau în el. A murit. Ok, acum că am făcut misiunea asta,
vrem, ce alte quest-uri mai sunt? Așa. Da, mă, lasă-mă cu toate ghidurile astea. Mă duc înapoi să le zic ce am făcut, ăsta nu pot să-l fac. Secret Pirate Treasure. Kaya's Troubles, Troublesome Work. Adventurer's Guild. Trebuie să mă duc la Catherine. Toate astea se învârt în jurul lui Mondstadt, deci trebuie să mă teleportez la Mondstadt. Cu siguranță. Elemental Trial. E, uite alea-s chestiile deblocate la... Cum îi zice? La templu de mai devreme. Am deblocat Ita mai peninsula aici. Wow, ce-o fiu la reciful ăla. Uite, mai sunt și alte chestii. Harta asta e mult mai mare, de fapt. Holy cow. Asta cred că e... ala de teleportare, fix în pragul orașului. Ok, și cu asta cred că am terminat episodul. Episodul numărul 2 din Genshin Impact pe PS4 și numărul 7 la general. Văd că aici e vreme diferită. Și vă mai așteptăm pe aici pe la First Play, mai jucăm, mai descoperim chestii. Dacă aveți sfaturi, personaje, ce ați vrea să cumpăr din shop, dacă vreți să cumpăr ceva, ce ar trebui upgradat, ce quest să facem, vă aștept în comentarii. Cam atât la First Play. Pa!